Așa își sărbătorea Leonard Doroftei ziua de naștere atunci când era în România, la Ploiești, bucuros, plin de vervă, pus pe glume cu familia și prietenii aproape. În urmă cu opt ani, el a cântat la trompetă alături de trupa Mandinga, sub privirile admirative ale fiicei sale, în atmosfera de la pabul din centrul orașului, acolo unde se simțea el cel mai bine. Anul trecut, înainte să plece în Canada, Doroftei a fost sărbătorit și în sala de box de pe bulevard, alături de primul său antrenor, Titi Tudor, cel care îl consideră campionul românilor de copii, știi colegi, dar și împreună cu trofeele sale din box, pe care a avut grijă să le lase în locul unde a învățat nobila artă. Tablouri, medalii olimpice, poze, echipamente, aproape toate trofeele din cariera sa au fost puse la loc de cinste în sala care a lansat doi campioni mondiali la box profesionist, Doroftei și Adrian Diaconu. Cei doi sunt acum în Canada și cu siguranță vor ciocni un pahar pentru cei 50 de ani împliniți de moșu. La bifarea celor 5 decenii, Doroftei l-a mulțumit tuturor pentru urările făcute și a scris un mesaj în mediul online. 50 de ani împliniți în carantină, dar când vin acasă ne facem de cap, a spus Doroftei având în față un tortuleț delicios.